mă apăsa un puternic sentiment de jenă. În mod curios, nu simțeam această rușine față de persoanele de sex opus, ci față de studentă. Pentru că de când fusese mă adusă la spital, trupul meu fusese înconjurat numai de bărbați și devenisem probabil oarecum imună la privirile lor. Cel mai mult mă durea că trupul meu gol și maroniu era văzut de o femeie tânără. Desigur, acest lucru se datora faptului că vanitatea feminină, pe care o crezuse uitată, era încă vie în pieptul meu. Mai întâi, luați bisturiul și tăiați pielea superficială. Examinați apoi vasele de sânge de sub piele și sistemul nervos. Uitați-vă bine la mine! Profesorul fixă vârful bisturiului pe brațul meu și tăie perfect pielea. Ați înțeles? întrebă el, făcând un pas înapoi. Prima care a luat bisturiul a fost fata. În timp ce îl introducea la rădăcina brațului meu, își mușcă ușor buzele, apoi tăie în linie dreaptă. Făcut toate acestea cu multă îndrăzneală. Fără să-mi dau seama, i-am scrutat fața. Ochii ei mici se concentrau imperturbabil asupra trupului meu. Era o privire care aproape mă înfrunta. În colțurile gurii îi apăru umbra unui surâs rece. Îmi îngheță inima în piept. Oare studenta asta cu ten negricios îmi privește trupul deformat și îngălbenit cu un aer de superioritate? Sau poate, conștientă de privirile bărbaților, bravează, folosindu-se de trupul meu dezgolit? Sau în pieptul ei există o plăcere înnăscută de a tăia și mărunți astfel un corp omenesc? Fata folosea bisturiul cu mult calm și siguranță. Era concentrată asupra ceea ce făcea, părând să nu dea nici cea mai mică atenție celor din jur. Îndemnat parcă de exemplul fetei, un student luă bisturiul și început să îmi sfârtece ușor membrele în mai multe locuri. Se perindară apoi și ceilalți, trecându-și bisturiul unul altuia și toți aveau acea fermitate brutală a fetei. După ce studenții terminară, profesorul scoase cu brutalitate organele mele interne ca și cum ar fi scos rufele din apă și început să le explice funcțiile lor. Fata stătea tot în față și scruta organele mele din mâna profesorului. Profesorul își suflecă mâneca albă cu o mișcare rapidă și se uită la ceas. Curând, pașii studenților și ai profesorului se îndepărtară. Trupul meu fu din nou abandonat pe pat. Îmi luaseră aproape toată pielea de pe mâini și de pe picioare, lăsând să se vadă vasele roșiatice și nervii albicioși. În fundul camerei, bătrânul cu mască mânuia violent bisturiul, legănându-și exagerat corpul. Din când în când arunca zgomotos în lungă de lungă pat bucăți mari de carne. Pe ușa cu geam intrară cei doi angajați care se apropiară de patul meu și îmi mutară trupul pe un pat de fier cu rotile. După ce aruncară o privire bătrânului din fundul sării de disecție, cei doi începură să împingă targa mobilă care scârții. Pe spatele bătrânului se desena fin umbra complicată a frunzelor copacilor proiectată prin fereastra scăldată în lumina amurgului. Odată ajuns în sala unde se afla cuva cu apă, trupul meu fu imediat mutat pe patul de piatră. Apoi fu acoperit cu pânza aspră și se turnă peste el formol ca să nu intre în putrefacție. Odată terminată treaba, angajații se așezară unul lângă altul pe banca din colțul camerei. Ce zici? Te-ai obișnuit cu munca asta?" Îl întrebă bărbatul cu fața pătrată, care părea de la țară, pe celălalt bărbat care purta ochelari și avea trăsături delicate. Eu de obișnuit m-am obișnuit, dar nevasta e pe cale să mă părăsească. Zice că trupul meu a căpătat un miros. Ochii timizi ai bărbatului cu ochelari se încețășară. Dar ce ai spus? I-am spus că m-am angajat la o firmă de medicamente. Asta nu e bine. Știi, mirosul de cadavru e unul aparte. Eu înainte de a mă duce acasă, am grijă să mă schimb din cap până în picioare. I-am spus de la început soției că lucrez la spitalul universitar și intru în sala de disecție, dar bineînțeles că nu știe că eu car cadavre în brațe toată ziua. Pe fața lui pătrată miji un zâmbet trist și dureros. După aceea am îndoită tăcură. În ochii lor plutea o lumină tristă. Deodată, privirea amândoi la bătrânul încovoiat, așezat pe patul din colțul cel mai îndepărtat al camerei vecine. În lumina amurgului, doar hainele lui albe ieșeau în evidență. Bărbatul cu figura pătrată zise cu voce joasă, uitându-se spre camera vecină. Oare cum poate să-i placă lui Fucuzava ăsta astfel de lucruri? Trebuie să fie un miros insuportabil atunci când tai corpuri intrate în putrefacție sau scoți cu mâna organele interne. Dar, ce face de fapt? Face modele de schelete pentru lecțiile de anatomie. Scoate așa mușchii și organele interne și lasă numai oasele. Vezi care e o găleată acolo jos, nu? Bărbatul arătă spre o găleată adâncă, cam de un metru, așezată lângă perete. Era de culoare maro și strălucea straniu. În găleată încape un schelet întreg. Pune acolo oasele pe care a mai rămas carne și le lasă special să putrezească. Bărbatul cu ochelari privine liniștit spre găleată. După ce le lasă așa cel puțin șase luni, le scoate și le fierbe, apoi le lustruiește cu o perie. Groaznică muncă! Cu toate astea, Fucuzava, deși nu e decât un moș care de-abia merge, când se apucă de lucru devine însuflețit și vioi ca un tânăr. Îi strălucesc ochii în cap de bucurie. E un tip ciudat. Am auzit că face munca asta de vreo 40 de ani și între timp a avut mai multe neveste, dar toate l-au lăsat. E și firesc, doar ce trece pe lângă tine și simți un miros groaznic. Nu-l slăbeau pe bătrân din ochi. Soarele pălise în vest și întunericul invadase sala de disecție. Cadavrul la care lucra bătrânul devenise numai un schelet întins pe pat. De un cârlig agățat de tavan, atârnau coastele lui albicioase ca piesele demontate ale unei biciclete. De atunci, cam o dată pe săptămână, trupul meu era dus în sala de disecție și mărunțit puțin câte puțin de bisturiele studenților. Mi-a fost sfârtecată toată pielea și, fără să-mi dau seama, mi-au dispărut până și globii oculari, unghiile și părul care îmi mai rămăsese pe la tâmple și raspinării mi-a fost porționată bucată cu bucată ca să nu mai vorbesc de mâini și de picioare. Se întâmpla din ce în ce mai des ca toate bucățile trupului meu să fie depuse într-o cutie lungă de lemn ca o ladă de zestre. Între timp, avură loc schimbări de personal la sala de disecție, bărbatul cu ochelari trebuind să renunțe. Nemai suportând mirosul care se degaja din trupul lui, soția îl părăsise. Nevasta mea a plecat la ei, zicea că vrea să ne despărțim cu orice preț, de-aia trebuie să renunț. Mă voi duce să vorbesc cu ea și cu părinții ei și mă voi strădui să o aduc înapoi. Apoi îmi voi căuta altă slujbă. Bărbatul își luase la revedere de la bărbatul cu fața pătrată și ieșise cu pași repezi având o expresie extenuată pe chip. Bărbatul cu fața pătrată murmăise ceva nemulțumit, dar pe fața lui se așternuse o expresie de tristețe adâncă. În după amiaza acelei zile, pe când angajatul cu fața pătrată turna singur formol peste un cadavru, intră un laborant tânăr. Domnul Fucuzava tocmai a terminat scheletul. Îl va arăta șefului aici. Poți să ne ajut să-l aducem? Angajatul în cuvință se spălă imediat pe mâini și plecă împreună cu bărbatul în alb. Peste puțin timp, împreună cu bătrânul, aduseră cu grijă o ladă lungă de lemn. Să o punem aici, Lada a în picioare pe podea. Bătrânul deschise capacul și, ajutat de angajat, scoase de acolo scheletul înfășurat în pânză albă. La intrare se auziră pași și apăru un bărbat mic de statură cu păr cărunt tuns scurt. Toți îl salutară cu o plecăciune. Bărbatul îndepărtă pânza albă și începură să apară unul după altul oase albicioase. Privi din cap până în picioare scheletul cu o expresie încurcată. Deci, ăsta e?" zise șeful. Bărbatul în alb și angajatul se uitau și ei la oase. Excelent, spuse vădit impresionat bărbatul tânăr care stătea cu mâinile încrucișate. E un trup de femeie, nu-i așa? întrebă bărbatul cărunt contemplând oasele. Întocmai, răspunse bătrânul politicos, înroșindu-se ușor. Oasele erau oarecum albicioase, dar toate străluceau ca diamantul. În părțile mai subțiri erau atât de transparente, încât puteai vedea prin ele umbrele lucrurilor din spate. Toate oasele reflectau o lumină puternică, lină. Numai părțile groase ale oaselor aveau o nuanță puțin călbuie ca pântecele unui pește plin de icre. Scheletul părea să fie al unei adolescente. Craniul lui era ușor aplecat și avea un aer inocent. Aveam senzația stranie că acele oase erau ale mele. Simțeam că ținea capul aplecat pentru a-și ascunde rușinea de a fi privită astfel de toți. Dar, de fapt, din trupul meu nu mai rămăsese decât o grămadă de bucăți maronii de carne și oase veștejite. În mâinile bătrânului încovoiat, puteai să te transformi într-un schelet frumos, dar asta însemna să rămâi încă mulți ani nemișcat într-o sală de anatomie. Consideram că sunt mai norocoasă decât acel schelet. Era de neimaginat ca trupul meu, scăpat ca prin minune din mâinile bătrânului, să mai fie de vreun folos cuiva așa disecat cum era. Se părea deci că misiunea trupului meu se apropia de sfârșit. Rolul meu, odată îndeplinit până la capăt, poate că avea să mi se permită și mie în sfârșit odihna hrăzită morților. Acea ușurare învăluită în liniște și adâncă singurătate. Scheletul părea trist. Ai fi zis chiar că plânge cu fața lăsată în jos. În cameră se așternu pentru o clipă tăcerea. Domnule fucuzava. Ai făcut o treabă minunată, spuse bărbatul cărunt întorcându-se către bătrân. Bătrânul clipi din ochi ca orbit de soare. Nu cred să mai existe nici în Japonia și nici în străinătate un schelet atât de frumos, mai spuse bărbatul grizonat puțin mai tare. Bătrânului îi năvăli sângele în obraji, privea fix scheletul. Țintuit de privirile lui, scheletul stătea strălucind în camera obscură. Peste puțin timp, bărbații în alb părăsiră camera. Scheletul fu dus de către angajat în camera mică de alături. Se făcu seară. Pe când angajatul spălea podeaua cu furtunul, intră laborantul. Încă își contemplă opera?" întrebă el în șoaptă. Da, de atunci îl tot privește." Dar trebuie să plec și eu în curând," răspunse angajatul, încruntându-și sprâncenele și oprindu-se din măturat. Nu trecu mult și se auzi de la intrare vocea iritată a angajatului. Domnule Fucuzava, să știi că trebuie să închid." Imediat se stinse lumina în camera cea mică. După ce capacul de lemn fu închis cu zgomot, pe holul întunecat se ivi silueta albă a bătrânului. Acesta, fără să-l salute pe angajat, se mistui tăcut în întunericul nopții. Ei, e timpul să punem și resturile cadavrului ăstuia într-o urnă," murmură laborantul, ridicând capacul lăzii de lemn și privindu-mă. Nu mai rămăsese nimic întreg din trupul meu," Oasele îmi fusese răsecționate, iar organele interne îmi fusese rătăiate bucățele. Când a fost adus la noi? Îl întrebă bărbatul pe angajat, ținând capacul ridicat. Angajatul se uită în registru. Pe 27 septembrie. Asta înseamnă că au trecut două luni și jumătate. E timpul să-l înapoiem părinților, nu? Da, conform contractului trebuia înapoiat în răstim de două luni. Atunci îl incinerăm astăzi, spuse bărbatul în alb către angajat, și trânti cu zgomot capacul. După ce bărbatul în alb ieși din cameră, angajatul își puse mânușile de cauciuc și deschise capacul. Apoi aduse o cutie de lemn și începu să pună în ea, pe rând, fiecare bucățică din trupul meu. Era o cutie mică și, totuși, în mod curios, trupul meu încăpu perfect înăuntru ca și cum ar fi fost făcută la comandă. Peste puțin timp, în cameră fu adus un nou coșciug era purtat din față și din spate de bărbatul slăbănoc și de tânărul care mă luaseră și pe mine de acasă. Cu cei? întreba angajatul. E de la un cămin de bătrâni. Nu are pe nimeni. Cei doi așezară coșciugul pe podea. Angajatul le spuse. Dacă tot ați venit, duceți și cutia asta la crematoriu. E fata aia tânără pe care ați adus-o acum două luni și ceva. A, da? Atunci trebuie să o înapoiem părinților, nu-i așa?" Exact, tocmai am contactat crematorul și pe părinți. În regulă, spuse cu o voce falsă bărbatul slăbănog și luă cutia cu trupul meu. Pe parbrizul mașinii negre parcate la umbră, căzuse o frunză veștedă. Privind în sus, am văzut crengile uscate și dezgolite ale copacilor. De îndată ce cutia mea a fost încărcată, mașina porni. Revedeam după multă vreme orașul. Bărbații și femeile de pe stradă purtau deja haine de iarnă, iar soarele își proiecta razele obosite pe vitrinele șirului de magazine, prevestind anotimpul rece. Am ajuns repede la crematoriu. Mașina se îndreptă spre intrare. Un fum negru se înălța din clădire. Pe terenul liber din fața clădirii de cărămidă, stăteau moleșiți în picioare sau pe vine, adunați în mici grupuri, femei și bărbați în doliu. Mașina opri în partea laterală a clădirii. Imediat, bărbatul în alb duse cutia mea de lemn la intrarea din spate. Am mai adus una, spuse pe un ton familiar bărbatul slăbănog imediat ce intră, adresându-se unui bărbat în haine albastre cu guler înalt, care supraveghea arderile folosindu-se de un drug de fier. Bărbatul în haine albastre în cuvință, iar bărbatul în alb puse cutia mea de lemn într-unul din colțurile coridorului întunecat și plecă. Am rămas acolo o vreme. Trecură pe lângă mine mulți bărbați îmbrăcați în albastru cu gulere înalte, dar niciunul nu părea să fie realizat că eram acolo și nu mi-aruncară nici măcar o privire. Bărbatul care supraveghea focul, își sprijini drugul de perete, se apropie de mine și ridică neglijent cutia. Cuptorul de ardere era negri de funingine. Ușa de fier, cu o mică fereastră rotundă, se deschise și se auzi imediat o vâlvătaie, iar cutia mea de lemn fu cuprinsă de flăcări într-o secundă. Fui imediat distrusă și trupul meu se răspândi în interiorul cuptorului. Culoarea văpăilor era aprinsă și frumoasă. Flăcările avuseseră o culoare simplă la început, dar pe măsură ce focul îmi mistuia trupul, începură dintr-o dată să se contureze diferite modele colorate. Poate pentru că ardea grăsimea, se ridicau flăcări de un galben clar, luminos și orbitor și uneori se auzeau troznituri, iar la fiecare troznitură se împrășteau în jur scântei mici ca o pudră de aur flăcările își schimbau necontenit culorile. De la oase se răsfrângeau flăcări de un albastru transparent, însoțite de mici troznituri, iar când ardea altceva, flăcări verzui, albăstri, roșiatice și galbene se învolburau contopindu-se strălucitoare în jurul meu. Nu mă mai săturam privind fix cum se contopeau reflectându-se una în alta culorile luminii. Formau un model care se schimba într-una amețindu-mă. Curând, vâltoarea focului început să scadă. Culoarea văpăilor deveni din ce în ce mai uniformă și până la urmă am fost învăluită de flăcări portocalii, domoale. Mi-am privit cu atenție oasele. Emiteau o lumină roșie transparentă ca aceea a unui cărbune de bună calitate, bine ars. Dansul dezlănțuit al flăcărilor încetă brusc și pereții din jur redeveniră negricioși. Deodată ușița de jos a cuptorului se deschise și am fost vărsată într-o cutie de fier cu fund plat nu mai rămăseseră din mine decât oase de diferite forme amestecate cu cenușă de un violet pal. Cutia de fier futrasă și bărbatul de statură mică îmbrăcat în albastru îmi locul două bețe de fier oasele și le aruncă rând pe rând într-un vas de pământ ars. Amestecă violent de două-trei ori conținutul urnei, turnă restul de cenușă și apoi puse capacul. În urnă era plăcut și călduț, unele oase scârțiau încet, precum colcăitul unor râme. Urna fu învelită într-o pânză albă și înmânată bărbatului slăbănog. Acesta o duse la mașină. Mașina porni, dar se opri la poartă. Așteptă să treacă un dric viu colorat și convoiul de mașini care îl urmau, apoi în sfârșit ieși din crematoriu. Mașina străbătu orașul și traversă un pod lung de lemn care îmi era cunoscut. Iarba de pe maluri era veștejită. Apoi am trecut în tot timpul pe drumul șerpuitor printre niște case joase îngrămădite am văzut firma roșie a unei tutungerii. La acea cotitură am aruncat o privire pe o uliță laterală. Nu eram sigură, dar aveam impresia că în capătul acesteia se afla casa lui Tomio. Pe uliță nu erau decât o camionetă și o fetiță care stătea singuratică pe vine. Am auzit un zgomot de aparat care mi era cunoscut. Mașina se opri exact acolo de unde venea zgomotul. Un om cu ochelari și pielea înnegrită de soare se întoarse spre noi din fundul casei de care atârna o plăcuță, indicând o fabrică de mine de creion. Numai ochii iar ca și cum ar fi fost argintați. Copii murdari, pe care i mai văzusem, apărură de nu se știe unde și se strânseră în jurul mașinii. Când omul în alb coborâ, ținând urna mea în mână, ochii le sclipeau de curiozitate. Câțiva dintre ei îl urmară pe uliță. Era îngustă și denivelată dar pentru mine era un loc drag unde credeam că mi-aș fi putut găsi liniștea de veci. Bărbatul se opri în fața porții casei mele, privi plăcuța mică de lemn pe care era scris cu cerneală ștearsă și intră spunând Mă scuzați că vă deranjez. Tata nu era acasă. Mama stătea singură în mijlocul camerei. În jurul ei zăceau grămadă măști albe pe care le vopsea folosind o pensulă. Își îndreptă privirea spre noi. Părul îi era răvășit ca întotdeauna, iar în ochi îi plutea o lumină obosită. V-am adus o semintele ficei dumneavoastră." Mama se opri din lucru și privi clipind pe bărbatul în alb și urna mea. Nasul ei ascuțit și subțire, pălise. Am incinerat trupul, iată ce nușa. Repetă bărbatul în alb strângând la piept urna. În spatele lui, copiii care îl urmaseră se înghesuiau să arunce o privire în casă. Era și o fetiță care, cu mâna pe tocul ușii, privea când la bărbat, când la urna mea. Mama, fără ca măcar să se miște, îl privi și spuse cu o voce obosită. N-am nevoie de ele. Apoi își continuă treaba ignorându-l. Bărbatul, luat prin surprindere, tăcu uit câteva clipe, apoi desmeticindu-se, spuse dregându-și vocea. Nu doriți-o semintele? Mama se uită spre noi înfuriată. După ce am primit numai 3.000 de ieni să ne mai alegem și cu semintele? N-avem bani să le depozităm la templu, îi spuse mama cu un aer de reproș. N-aș vrea să par nepoliticoasă, adăugă ea, dar atunci, după ce ați plecat, ne-am mirat că am primit doar atâta. Asta e tot ce oferă spitalul? Bărbatul tăcea palid ținându-mă la piept. Din moment ce vi le-am dat, faceți ce vreți cu ele. Pe noi nu ne interesează. Pe fața mamei aproape că se ivim un surâs politicos. Chiar nu le vreți? mai întrebă bărbatul odată pălind. Nu, după cum vedeți, chiar dacă le-am lua, aici nu avem loc unde să le așezăm. Și cu aceste cuvinte, mama își reluă pensula, reîncepând să vopsească măștile. Bărbatul încă stătea în picioare în prag, apoi încruntându-se, ieși închinsând ușa. Copiii îi făcură loc să treacă. Ce s-a întâmplat? Îl întrebă suspicios bărbatul tânăr, văzându-l că se întoarce cu urna. Ci că nu vor o spuse bărbatul, trântind violent portiera și zvârlind urna mea pe jos la picioarele lui. E o femeie groaznică. Să fi văzut pe ce mi-a spus că le-am dat prea puțin bani. Mi-a zis să facem ce vrem cu ele, că ei nu-i trebuie. M-a scos din fire de să-i zvârl o semintele acolo în fața casei. Bărbatului i se albise răbuzele. Mașina merse din nou pe ulița care șerpuia printre case. Am cremenit. Mi-era milă de mine că devenisem o povară atât pentru bărbații în alb, cât și pentru propria mea mamă. Mi-era rușine până și de faptul că mergeam așa cu această mașină. Vehiculul traversă podul de lemn. De desubt se vedea un șir de vapoare legate unul de altul, care pluteau lent, îndreptându-se către mare. Pe urnă, scrisese cu vopsea maronie, Mizuse Mico, decedată la 27 septembrie. Seara, după ce încredință urna mea unui angajat tânăr, bărbatul cu fața pătrată porni spre ușa din dos a camerei cu o cheie mare în mână. Urna mea, înaintea ținută de bărbatul tânăr, pe peluza scăldată în lumina minunată a apusului. La capătul drumului se vedea o pădurice deasă de conifere. Deja cuprinse de înserare, pălcurile aveau o culoare bătând în negru. Deasupra vârfurilor copacilor se înălța un turn cu formă cilindrică strălucind puternic în razele amurgului. Prin contrast cu întunericul pădurii părea aurit. Am străbătut păduricea și am ajuns la baza turnului. Era o construcție de piatră cilindrică. Și clădirea și iarba uscată din jur erau scăldate în lumina strălucitoare a amurgului. Angajatul cu cheia se apropie de o poartă de la baza turnului care avea o încuietoare mare. Aici sunt aduși morții neidentificați și cei care nu au familie, îi spuse el bărbatului tânăr, introducând în broască o cheie mare. Se auzi un zgomot metalic și poarta groasă de fier se deschise. Bărbatul intră temător în urma angajatului. Interiorul părea îngrozitor de mare. Era împrejmuit de pereți rotunzi. Tânărul se opri și nemișcat își roti privirea în încăpere. De-a lungul pereților în formă de arc erau îngrămădite în multe straturi etajere de lemn până aproape de tavanul circular. Pe acele etajere erau puse în ordine, una lângă alta, fără niciun spațiu între ele, nenumărate urne albe, iar cele de pe rafturile de sus, de lângă tavan, păreau mici ca niște ouă. Vezi groapa aia de colo ca un puț?" spuse angajatul arătând spre centrul camerei. În dușumeaua sălii era o gaură pătrată de ciment cu o bordură de beton. Odată pe an se aruncă acolo conținutul urnelor, începând cu cele mai vechi, în care nu a mai rămas decât puțină cenușă pe fund. Cu aceste cuvinte indiferente, angajatul luă o scară rezemată de perete și o propti în dreptul unui raft de lângă intrare. Luând urna mea din mâna bărbatului tânăr și ținând-o cu îndemânare în podul palmei, urcă scara și o puse pe un raft astfel încât să se vadă numele. Pe acel raft mai erau trei urne. Cea de lângă a mea părea adusă de curând și pe etichetă era scris Femeie, nume necunoscut, decedată la 30 august. Bărbații se răscara la locul ei lângă perete și părăsiră sala. Se auzi incredibil de puternic zgomotul cheii răsucite în broască. Semăna cu ecoul greu care răsună în interiorul unei biserici. Sunetul se răsfrânse prelung în sală, de credeam că nu se mai termină. După un timp, ultimele ecouri începură să se stingă și în locul lor se așternu liniștea ca o ceață. În capelă era un fric pătrunzător întunericul se instala încet încet prin colțuri. Ici și colo pătrundeau câteva raze de lumină întârziată ca niște sulițe. Lumina puternică a soarelui apunând, intra prin fereastra dinspre apus și, ocolind parcă ferestrele pătrate din apropierea tavanului înalt, se revărsa înăuntru, iluminând capela ca pe niște reflectoare. Câteva urne atinse de vârful luminii sclipiră o clipă orbitor, când sunetul cheii încetase și se lăsase o tăcere totală în sală, razele întârziate se înălțară puțin câte puțin și, luminând urnele, își întețiră mișcarea, formând pe tavan un cerc care în cele din urmă dispăru. În sală se lăsă un întuneric gros. În ferestruica de sus mai zăboveau câteva urme de lumină, dar apoi și acolo se așternu un întuneric greu ca metalul. Urna mea stătea neclintită. În fereastra întunecată, începură să apară luminile câtorva stele. În sală se răspândi o liniște mormântală. Numai șirurile albe de urne străluceau. Oasele mele, fură învăluite de tăcere, era poate liniștea proprie morții. M-am simțit cuprinsă de tihnă. Puteam în sfârșit să zac în pace. Dar, deodată, mi s-a părut că aud un sunet slab. Am ascultat un cordare nemișcată. Era o iluzie? Liniștea a invadat din nou odaia. Apoi se auzi din nou sunetul. Eram sigură că este un sunet. Poate o insectă prăvălită în zbor pe dușumea? Am ascultat din nou. Deși tot slab, sunetul se auzi din nou. Am încercat să văd din ce direcție venea zgomotul. De data asta, am auzit un scârțit clar. Venea din dreptul rafturilor învechite. Am ciulit urechile. Sunetul se auzi de câteva ori la rând. Atunci am înțeles. Sunetul venea fără nicio îndoială din interiorul urnelor vechi. Oasele vechi se sfărmau încet-încet în interiorul urnelor, descompunându-se. Toată odaia fusese cuprinsă de sunete. Se succedau unul după altul fără întrerupere. Printre ele se auzea din când în când sunetul unor oase care, după o fărâmițare lentă, se transformau în pulbere stricând echilibrul din interiorul urnelor. În acea încăpere nu se instala niciodată liniștea de plină. Era o lume invadată de ecouri. Ecourile oaselor care se sfărmau lent până deveneau pulbere. Osemintele mele încremeniră în mijlocul acelor ecouri înfricoșătoare.